a doua parte a zilei, am fost să mâncăm și am ajuns undeva tot prin niște munți, tot, nu știu dacă sunt aceiași sau alții. Sunt tot parte din lanțul montan al Altailor. De data asta peștera se cheamă Hafsgait, dacă eu pronunț cum trebuie. Hafsgait? Am pronunțat cum trebuie. Și aici putem să găsim una dintre cele mai vechi mărturii din istoria Mongoliei. Cred că este ultima oară când mai am parte de comentariu istoric în excursia asta. Respectiv niște picturi rupestre despre care unii istorici susțin că ar avea 9000 de ani. E un întreg ansamblu, sunt mai multe locuri unde pot fi văzute trei situri principale. Cele mai vechi s-ar presupune că ar fi undeva din anul 11.000-12.000 înainte de Hristos, dat fiindcă înfățișează mamuți. Descoperirile peșterilor rupestre încep undeva în secolul XIX cu peștera de la Altamira, în Spania, unde sunt găsite primele astfel de picturi. În momentul când au fost descoperite acelea, descoperitorul lor a fost acuzat de fraudă, pentru că savanții la vremea chiar nu credeau că oamenii preistorici au fost în stare să creeze artă. Dar după aceea s-au unit cu mai multe descoperiri, cea mai celebră fiind până în prezent, dacă sper să nu pronunț greșit, la Lascaux din Franța. Acolo s-au ar fi găsit cele mai interesante picturi. Mai este o peșteră de așa Chavet în Franța și există una, dar al cărei nume scapă, o să-mi vină pe parcurs, în Bulgaria. Sună dubios de robăresc, dar în momentul de față chiar îmi fuge denumirea. Și reprezintă cam primele forme de artă din istoria omenirii. Sunt dinaintea perioadei civilizate. Ne oferă mărturii și asupra faunei care exista în zonă în perioada de la sfârșitul ultimei glaciațiuni. Vorbim de mamuți, la un moment dat de tigri cu colți de sabie, nu aici. Sau de hiene, în cazul Europei. Și zona asta era locuită de mamuți pentru că la un moment dat după dispariția lor devine o perioadă stepă împădurită. Erau copaci, ceea ce astăzi nu mai există. A revenit la caracterul de stepă deschisă, nu-mi vine termenul acum, aridă. Așa. Și ceea ce ne mai ajută totodată să vedem este evoluția societății, cum se trece de la vânătorii epocii preistorice către cea de vânători culegători, în momentul când învață să folosească și fructele din natură și ajungând ulterior până la aceea de păstori nomazi. Pentru că zona asta nu a dezvoltat vreodată, cel puțin nu în mod generalizat, agricultura. Și se pare că avem de-a face cu un urcuș de jumătate de oră, dacă am fost... Pare destul de abrupt. Informați corect. Din câte am... Avem condiție fizică. Asta cu siguranță, dacă suntem în viață până acum la toate hârtoapele astea. Să sperăm că o să merite ceea ce vedem sus. Hai, mergem. Gata. Să sperăm că vântul nu ne încurcă prea tare. Am comis o eroare de data aceasta. Noi ne așteptam să găsim o peșteră cu astfel de picturi. În schimb, se pare că termenul de petroglife, n-am știut până acum, înseamnă picturi preistorice, dar în afara unei peșteri. Și în cazul ăsta putem să vedem o istorie de vreo câteva mii de ani ușor a Mongoliei, de fapt a Mongoliei preistorice, care ne înfățișează în primul rând cum a evoluat societatea de aici. Vedem în partea din dreapta sus mai mulți călăreți înarmați cu arcuri, ceea ce ne poate face o idee despre perioada când sunt realizate aceste desene, dat fiindcă majoritatea cercetătorilor au stabilit că domesticirea calului are loc în jurul anului 3500 înainte de Hristos. Descoperirea arcului cu săgeți este relativ ulterioară, însă, în mod cert, vorbim de o perioadă intermediară între ultima epoca pietrei și epoca bronzului. Totodată vedem o capră sălbatică și mai jos observăm într-adevăr ceea ce pare a fi un car, ceea ce iarăși ne-ar duce mai aproape de era noastră. Observăm și probabil un ibex. Ghidul nostru ne-a spus că undeva, acum nu știu să disting exact pe sculpturile astea, dar sunt reprezentate și căprioare, animale care nu se mai regăsesc în regiune. În schimb, în partea de sus vedem o cămilă bacteriană care se regăsește până astăzi și în partea stânga extremă vedem ceea ce pare a fi o așezare. Adică un indiciu că totuși zona asta a fost locuită mai de demult. Evoluția ei ca geografie probabil că a permis la un moment dat întemeierea de așezări mai mult sau mai puțin permanente și cum spuneam înainte să începem ascensiunea, au trecut de la stadiu de vânători la stadiu de păstori, respectiv păstori nomazi.
De ce zona era potrivită pentru locuit? În primul rând, rocile care se găsesc aici, dacă observăm ce am găsit eu aici, gata făcută, ne explică de ce pe unul dintre strămoșii noștri l-a chemat Homo habilis, omul bun să facă unelte, asta e deja de gata, e un soi de Ikea, dar la fața locului. Și asta este perioada care a precedat descoperirea metalelor, respectiv epoca bronzului. Putem să vedem astfel că mongolii nu au intrat pe scena istoriei odată cu apariția lui Chinggis Khan, ci zona a fost locuită și a existat o formă de civilizație cu multe mii de ani înainte. Domnul Sorin a tras de dumnealui cât a putut ca să ajungem până aici. Ok, we can go. E camera pornită. There are also some bigger ones too. Over there? O luăm un pic mai pe jos, în regulă. Un avantaj al faptului că zona este atât de izolată îl reprezintă însăși păstrarea acestor desene, deși, cum am putut observa, lângă piatra de dimensiuni mai mari, toți s-au găsit niște deștepți să scrijerească și ea locul lângă ceva. În schimb, dacă e ceva cu care putem să fim răsplătiți, este peisajul care ne întâmpină în vârful acesta și care ne poate da o idee despre ce vastitate de spațiu vorbim în cazul Mongoliei. Posibil poate să ne dea o idee și de ce mongolii au plecat direct cu gândul să cucerească lumea, că din când pleci din regiunea asta parcă nimic nu ți se pare prea mare. Când au văzut Parisul, nu? Exact. Însă totodată ne putem gândi și la ceea ce spunea Chinggis Khan cu regret pe sfârșitul vieții, respectiv că noi, el cu generația lui, ne-am cucerit imperiul din cort și de pe șaua calului. Copiii și nepoții noștri vor trăi în palate, vor iubi cele mai frumoase femei, vor mânca cele mai bune mâncăruri și vor uita ce anume le-a adus toate astea. E posibil să fi provenit dintr-un bloc unitar la un moment dat, care să se fi destrămat și în felul ăsta să le avem răspândite pe toată suprafața asta. And if you look at the ways of carving, there are like improvements over the years. There's a skill difference you could see. Oh, the early ones are. Se observă o îmbunătățire a stilului de a sculpta de-a lungul perioadelor. They carve the whole body and you know, figures are much better. Se pornește de la simple linii până când se ajunge la reprezentarea unor corpuri unitare, ceea ce indică în mod cert faptul că astea sunt operele unor generații succesive. Înseamnă că zona asta, cel puțin, avea o anumită atracție pentru ei. Repet, cel mai probabil și datorită materialelor, datorită faptului că prezintă un punct ridicat care îți permite să observi întreaga regiune și cel mai probabil și pentru fauna pe care o avea cel mai probabil, cel aici. You could also see some over there on that rock. Yeah. Hai să mergem mai bine. Deci asta a fost picturile rupese, să facem o încheiere. Asta ne dovedește faptul că istoria Mongoliei nu începe odată cu Chinggis Khan. Ea începe cu câteva mii de ani mai înainte. Și aceia dintre dumneavoastră care sunt iubitori atât de istorie mai puțin cunoscută, cât și de peisaje naturale, care într-adevăr te lasă cu gura căscată, chiar ar merita să facă drumul până aici. Este o ascensiune de cam 30 de minute.